număr atât de mare și apreciez sincer acest lucru. Mulțumesc și Cătălinei pentru introducere. Cred că s-a uitat în prezentarea mea, altfel nu explic de ce și ea și Teofil au abordat temele pe care vreau să le abordez eu. Acum, pentru o situație dificilă, trebuie să creez altceva. Și pentru a face valiere, că ne-a vorbit un pic Dana mai devreme de comunicare, am să încep cu ceva neașteptat. Și după ce am văzut că am acest acop pe mine, am renunțat la el. Mă așteptam la aplauze de la domnișoare, dar... Bun. Deci, hai să începem. Sorin Pechegrațen, așa cum spuneam, sunt trainer, sunt alchimist, chestia aia. Are cineva la școală materia numită chimie? Da. Nu e vorba despre aceea. Nu e vorba despre chimie, este vorba despre alchimie. Adică de ideea de a... de a transforma lucruri. Alchimiștii medievali vreau să transforme lucrul în aur. Nu prea a ieșit. Au încercat, au combinat. Mai degrabă le-au ieșit bombe, le-au ieșit alte lucruri, leacuri. Dar ce au încercat să transforme lucrul în aur, nu a ieșit. În schimb, alchimistul modern este cel care se transformă pe sine. Și de asta zic că și Cătălina și Teofil au intrat un pic în tema mea, pentru că ideea pe care am propus-o și cu care venim în fața voastră este aceea că fiecare dintre noi se poate transforma. Se poate? Da. Sunteți de acord? Da. Hai să facem așa, pentru că sunteți mulți și Marius mă ajută acolo în spate să țină în priză domnișoarele din ultima parcă, mulțumesc Marius. Mircea. Așa. Hai să începem cu o metodă de comunicare cât mai interactivă. Sunteți foarte mulți, vă văd pe toți. Și vă propun ca, dacă sunteți de acord cu ceea ce zic eu, să dați din cap așa. Și dacă nu sunteți de acord, să dați din cap așa. Și dacă nu știți, dați numele așa. Sunteți de acord cu asta? Unii da, unii ba, unii important că ne-am. Bine. Tema pe care o propun eu este Capernaum. Deci chiar asta e tema pe care o propun eu, Capernaum. Nu știu că este scris și despre o grămadă, așa e? Da. Trebuia scris altfel, așa e? O doamne trainere ăștia care vin să-i duce tineretul și nu știu să scrie, să scrie și să vorbește românește, nu? Da. Mulțumesc frumos, aici știi să dai din cap. Uite, Cătălina, în schimb, chiar Cătălina, ia povestește un pic. Ce citești acum? Avana, serios. Avana este un personaj, mulțumesc, Cătălina. Este chiar un personaj, este poate prima carte pe care am citit-o eu. Asta în Cretacic undeva, când nici alchimiștii nu existau. Poate prima carte pe care am citit-o este aceasta aventură lui Avana. Și iată că după câțiva ani, nu mulți, evident, da? Încă mi-a rămas undeva în minte, mi-au rămas învățăturile lui Havana, personajul unei cărți pentru copii. De ce pun accent sau în ce zonă aș vrea să merg cu prezentarea? Aceeași pe care au marșat și alte vorbitorii mei. Că educația este cea care ne rămâne, indiferent ce se întâmplă. Sunteți tine. Ați auzit de criza financiară? Nici nu aveam coletina. Da, normal. Și câte și câte alte crize. S-au pierdut mașini. Ce s-a mai pierdut? Case. Bani. Eu am pierdut și un velier, da? Un iacht am mai pierdut. S-au pierdut foarte multe valori materiale. Ce nu s-a pierdut este ce e aici și aici. Cum vi se pare sistemul de învățământ de astăzi în care sunteți și voi incluși? Nașpa. Nașpa. Mai zice niște cuvinte, dar în calitatea mea de formator, de trainer, nu pot să le spun. Dar să zici tot așa cu puține litere și sunt sigur că le înțelegeți. Da. E cineva care n-a înțeles la ce mă refer? Mașinier. Într-adevăr. Însă, chiar dacă educația nu se face așa cum v-ați dorit voi, autoeducația, educația împreună cu colegi, educația împreună cu mentori, urmărind niște
niște modele, învățând, interacționând cu alți tineri de vârsta voastră sau mai mari, este datoria voastră. Nu e obligație, dar e datorie. A fost în casă în străinătate vreodată? Da. În ce oraș? Este zice, două, trei. Primele 10 orașe. Viena, Viena, Praga, Istanbul, Frankfurt. E frumos acolo? Super. Cine face acel oraș frumos? Oamenii. Oamenii. Cine face Brașovul frumos? Oamenii. Dacă plecăm toți, sigur o să fie frumos și la Istanbul, și la Praga, și la Viena, și până unde vrem toți. Și aici, ce să fie? Mărăcini? Că aici e părăganului. Dacă un prim pas pe care îl puteți face la vârsta voastră, fără să fie nevoie de nicio investiție, de nicio bancă, este aceea de a investi în voi. În voi și în cei de lângă voi. Și mi-aduc aminte, era undeva, cred că de vârsta voastră. Ce clasă sunteți? A 12-a. A 12-a, era mai mult. A 9-a. Și la bunica mea, povestea este reală. La bunica mea, în pod, la un moment dat, într-o vară, am găsit, știți ce aia? O valiză din aia de armată, din lemn, cum se făceau pe atunci, undeva într-un colț. Mă așteptam, fiindcă era așa un pic de mister, era plină de praf. Era într-un colț, am zis, mamă, să vezi de aici harta piraților, să vezi ce comori găsesc eu aici, ce... O deschid, cărți. Ce se face tot? Cărți? Că puteau să fie niște, nu, niște cărți care mă comună. Ei da, în momentul respectiv am descoperit niște cărți care nu existau în acel moment pe viață. Pentru cei care au plăcere la cumple, dar nu sunt în sală, Zoia Cosmodemianska aia, știe cineva, aude cineva de așa ceva, n-au zis. Să știu, niște cărți foarte, foarte rare. Și am început să citesc toată vara din valiza bunicului, cărți. E iată că acum sunt după câțiva ani, cât am, de la 14 ani, 15 ani până acum, după câțiva ani, încă sub impresia acelor cărți și vin în fața unor colegi de-ai mei, ceva mai tine, care să le vorbesc tot despre cărți, despre educație. Una dintre cărțile pe care le-am găsit acolo și care m-am impactat până acum este în top 10, poate cele mai importante cărți din viața mea, este reportaj cu ștreangul de gât. Cum sună? Ok, sună ok? No. Cum sună ok? Acum. Hai, că ziceți, interactiv. Oribil. Oribil, nu? Ciudat. Da. Ai ceva. Ciudat. Ciudat. Cum adică reportaj cu ștreangul de gât? Dar așa, în două vorbe, această carte prezintă situația unui tânăr ca voi, da, pe la 19-20 de ani, care era un reporter amator în vremea primăverii de la Praga, Revoluția de la Praga, nu știu dacă ați auzit de ea, comuniști, da, se întâmplă tot felul de lucruri și acest tânăr este luat pe sus de către autorități, crezând că este un conspirator. Băgat într-un grup mai mare și îl trimis în pușcărie. E, acolo trece prin faza de furie, de revoltă, dă cu pomniuși, refuză să mănânce, în sfârșit. După care ajunge faza de acceptare, se comunică că este condamnat pentru un altă trădare și urmează să fie executat. Într-un anumit informat. Și ceea ce găsește el în interiorul celulei lui este libertatea de a se cunoaște și de a învăța despre el mai mare decât în afara celulei. Mai exact, reușește să viziteze așa mental și Praga, și Frankfurt, și Viena, și, nu știu, Roma, lucruri pe care altfel nu le-ar fi văzut și își dobândește prin această experiență, mai mare libertate decât ce a fi avut în afara celulei. Este un reportaj, este cu ștreangul de gât, dar metafora este aceea că zidurile lui Domnit Nova Education, vă spune ceva? Dacă ceva vreau să-l da?
Nu vă place educația pe care o primiți acum, schimbați. Faceți ceva. Învățați altfel. Vă place să citiți pe computer, da, cu PDF? Citiți așa. Important este să acționați. Și să nu vă mirați dacă zidurile se vor schimba, se vor strânge, se vor înălța. Asta e rolul lor. Tot așa cu rolul vostru este să le spargeți și să le pătrundeți. Ce ziceți de asta? Da, eu domnișoară Prodă aici, care tot timpul mă aprobă. Mulțumesc frumos! O să fii participat cu resursă. Bun. În valiza bunicului, pe opet este o întrebare reală, am găsit una dintre cele mai bune cărți din lume. Doar că a fost scrisă de Liviu Negreanu, nu de Coelho. Pentru că dacă ar fi fost scrisă de Coelho, cartea Adam și Eva, credeți-mă, de excepție, ar fi avut toate premiile posibile și imposibile în domeniul literaturii. Și vorbește despre iubirea dintre două spirite care se reîncarnează viață după viață, în roluri diferite, ba amândoi el și ea sunt țărani, ba în viața următoare el e rege și ea e servitoare, ba în următoarea ea este regină și el este slujitor, și iubirea lor transcede toate aceste vieți. După mulți ani, Coelho și alții ca el au scris lucruri asemănătoare și sunt purtați pe brațe acum ca fiind unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii. Adam și Eva, Liviu Negreanu, vă recomand care să suntem în locul. Bun. Interesant. Ca mult. Dă cineva din cap așa? Sigur. Cineva care dă din cap așa? La întrebarea dacă e interesant sau nu? Am văzut niște lucruri de fiecare. Dacă cineva dă din cap așa, să știți că am să consider că e vulgar și de fapt să spună așa și se exprimă invers. Bine? Omul în căutarea sensului vieții. Ai ști ce niște cuvinte? Poate... Păi, completați pe punctele. Da, în spațiu nu cumva. Ce am venit noi aici? Ce rol avem noi aici? Toți oamenii au văzut planeta asta? Nu toți. Am zis că nu toți. Cine nu are? Toți am venit pe planeta asta cu un rost, cu niște talanți. Scopul este să înmulțim acei talanți, acele haruri pe care le avem. Unul e bun bucătar, unul e bun măritor, altul bun să dea din gură așa ca mine, altul bun, da? Fiecare e bun la ceva. Fiecare e bun la ceva. Și cartea pe care vă recomand este cartea lui Victor Frankl. Ați auzit de Freud? Nu, e mai tare. Victor Frankl, omul în căutarea sensului vieții. Și e scrisă, este scrisă de către un psiholog și psihiatru evreu. În 1939 a fost arestat pentru că era evreu și apoi a stat 5 ani în 3 lagăre naziste. Auschwitz, Buchenwald și Dachau. Și în cei 5 ani s-a întrebat care e rostul? Care e sensul vieții? De ce trebuie eu să mă chinui, să-mi pierd familia, să-mi văd oamenii muriți, să-mi răbesc nu știu câte chile, să mănânc 2 grame de, nu știu, 2 cotoare de mări pe zi? What's the point, ca să zic așa. Și după ce supraviețuiește, scrie această carte, omul în căutarea sensului vieții. Revine. Se vine la viața lui, era venita vienez, tratat tot felul de notabilități ale momentului. Și veneau la el tot felul de oameni cu probleme extrem de grave. De exemplu, veneau și doamne care spuneau viața mea s-a sfârșit, mi s-a rupt o unghie. Mine nu mai poate să mă ducă, da? În excursie la Baden-Baden. Și viața s-a sfârșit. Ce făcea Victor Frankl, psiholog și psihiatru perfect, da? O întreba pe doamna respectivă, care era într-o criză majoră a vieții ei. De ce nu te sinuciți? De ce nu te sinuciți? Ha, să mă sinuciți.
Deci ai motive să trăiești. Viața nu e așa de grea pe cum vrei tu să pară. Aaa, așa era ceva. Și de acolo începeau, începea să construiască astfel drumul. La ce? Cătălina, doar Cătălina, dar ea putea așa din cap pentru că a plătit-o să dea din cap. Apoi ce? Mergi pe ea, pe ce? Ajunge mai aproape de noi, lăsăm de Victor Frankl. Și vă recomand o carte care se cheamă Pescărușul Jonathan Livingston. Vă știți? Nu. Da, Micul Prinț, ați auzit de Micul Prinț? Da. Un fel de Micul Prinț, numai că e zbor, că stare și are. E o metaforă foarte frumoasă a zilelor noastre. Și repet, suntem într-o bibliotecă, ca un om. Ieșiți afară, mergeți la fișe, căutați Pescărușul, merită. Merită. De ce? Pentru că sunteți tine. Pentru că vă căutați un drum, pentru că poate uneori aveți nevoie de o oglindă, de un sfat, un mentor. Poate puneți acolo, în primele 10 cărți, da? Și pentru cei dintre voi care vorbea să lucreze într-o companie, e cineva în sală care vorbea să lucreze într-o companie? Nimeni? Toți sunteți antreprenori, freelancer? Cine va vrea să lucreze într-o companie? Din așa deci, pentru cei care vor lucra într-o organizație, vă recomand o altă carte, se cheamă Un păun în țara pinguinilor. E vorba de un păun și un pinguin care sunt prieteni. Atât de prieteni încât păunul se duce în țara pinguinilor. Acolo toți erau pinguini, îmbrăcați la frac, da, în alb și negru, foarte riguroși, foarte serioși, foarte planificați. Și vine păunul nostru, colorat, așa, strângurit, sărit, așa, de treaptă, treaptă, să-l dau pe câinile alea, așa. Ce cauză lumea noastră? Din prietenie cu prietenul Plin, își ia costumul de pinguin și el, se îmbracă păunul și devine și el pinguin. Prin exterior. Că în interior, aia făcea ca înainte. Da? Dar la exterior era o, așa ca pinguin. Mergeți să vedeți care e finalul acestei cărți.